Bună dimineața, bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să vă prezint cu ce să combate omida buxusului sau merișor, cum îi mai spuneți în alte părți ale țării. Ați văzut multe garduri vii care sunt afectate și se usucă în totalitate. Ei bine, este vorba despre un dăunător, o omidă. Pentru această problemă, ori dăm preventiv cu un insecticid, ori în momentul când vedeți că încep să ca părți ale gardului viu să se usuce sau așa, neapărat aplicat un tratament cu unul din insecticidele AFIRM sau ALVERDE. Folosim AFIRM în doză de 15 grame la 8 litri de apă sau ALVERDE în doză de 10 ml la 10 litri de apă. Ei bine, stropim bine atât în interiorul lui, foarte bine la gard plus și în exterior. Deci o să insistăm cu tratamentul foarte bine pe el pentru a pătrunde și a combate atât adulții cât și larvele. Stropim cu unul din aceste insecticide, după care la undeva la 14 zile mai repetăm o dată. Și o să vedeți că o să combatem acest dăunător. Mulțumesc, sper că a fost de folos acest video și dacă aveți întrebări, aștept să mi le puneți. La revedere!